Fulgi distracție în arestul la domiciliu. Fiul clejanilor nu pierde vremea în casă și a chemat frizerul să-l tundă și o gașcă de prieteni alături de care să petreacă. Tânărul a fost plasat 30 de zile în arestul la domiciliu după ce l-a bătut pe unul dintre colegii noștri. Vă mai spun ceva, frizerul nu se vinde niciodată. E al cui e Mogan Voali, zi. Da, Fulgi, number one. Te pup și mulțumesc frumos. Ce facem acum? Mare frizură, da? Cel mai frumos. Ce frumos, Walid. Mă faci cel mai frumos că meri, da? Mogambo. Merită. Ai, Walid, fă-și tu cu mâna aici, la toți fanii mei. Merită, la Fulgi. Mogambo, pe Burebista? De la Fulgi, number one. Iubesc, Walid, mult. Welcome, man. Și la greu și la bine, da? Welcome, man. Babi, vino ca. Te iubim și eu pe tine. Haide, vă pupăm toți. Don't care. Ne Mogambo facem sucari. Ne facem sucari. În viața asta, dacă n-ai prieten, frizerul, bebe, domnișoarele, babi minune, v-am adus și eu scoici, vă pup și eu cu viața mea, de asta mai așa, ca să vadă fața aia de italian. Ce e de transmis? Ce au ragații, nu? Să fii cu minte, să-ți asculți părinții, pentru că ești un băiat inteligent, un băiat potent din toate punctele. Și vă pupăm! Lasă aprecierea Domnului! Doamne, te iubesc, prin tine trăiesc, Doamne, te slujesc, ce mult te iubesc. O scoatem? Habibisima dobre, n-ai de zis ne. 1, 2, 3 și... Cu mai multe informații vine colega mea Denisa Gelatu în direct cu noi. Denisa. Bună ziua, Denisa, bună ziua, doamnelor și domnilor. Fiul clejanilor și-a cumpărat arest de lux. Anunțul a fost făcut chiar de acesta după ce a aflat că timp de 30 de zile trebuie să stea închis în casă. Ei bine, acesta a anunțat pe rețelele de socializare că și-a cumpărat un apartament de lux într-o zonă centrală din capitală. Ba mai mult, acesta spune că are gânduri să investească în acest apartament. Vrea să-l renoveze cu 1 milion de euro și am văzut că de când a fost plasat de magistrații în arest la domiciliu, acesta postează în continuu pe rețelele de socializare ceea ce face. A chemat prietenii în vizită la el ca să treacă timpul mai ușor și au făcut mare petrecere acolo în acest apartament de lux despre care este vorba. Vă reamintesc faptul că fiul clejanilor a fost pus în arest la domiciliu după ce a tâlhărit un jurnalist. Dacă va ieși din casă, riscă să fie arestat preventiv.